această seară, 50 de ani de la înființare, foarte multă lume, asta înseamnă că echipa Pandurii Cluj e importantă. Eu țin să mulțumesc tuturor celor care au fost posibil ca noi să sărbătorim 50 de ani și această echipă să existe după 50 de ani. Iar în sală sunt de la primii jucători din 1962 și până la cei care joacă în prezent. Așa este. Spuneam mai înainte, tu o să apuci și 100 de ani care se va sărbători și atunci sunt sigur că veți avea și 2-3 cupe ale campionilor europeni sau ce se va juca atunci. Aveți Pandurii pe fulminal? Nu, avem de gând ca anul viitor să ne știe și Europa. Ne știu românii din Europa, am fost acum la un congres ale energeticienilor și petroliștilor din Venezuela și am sărbătorit Ziua Națională a României la o frumoasă biserică ortodoxă, de fapt singura din Americi care este a României, și am găsit un jucător din 1949 care juca la Universitatea Craiova, este un evreu de origine română, un om important care a reușit acolo. Și mi-a spus toată echipa Craiovei din 1949, el jucând atunci, atacant, și urmărea Pandurii și acum și se bucura că oltenii continuă fotbalul și se joace frumos. Îl încânta cel mai mult că jucăm frumos. Pentru comunitatea noastră, ce înseamnă Pandurii Târgu Jiu? Pentru comunitate este responsabilitatea pe care o au minerii și energeticienii față de zonele în care se desfășoară activitatea. Iar din punct de vedere al sportului, toate grupele noastre de copii dau speranță tuturor celor care le place fotbalul că avem un viitor bun.